Mulțumesc, Marius Constantinescu. E impresionant în carte, dincolo de fiecare pagină e impresionantă, dar cum în 1950 Spielmann află numele ofițerului german care l-a salvat în iarna îngrozitoare al 1944, când era gata să moară de frig în ascunzișul lui, care l-a găsit, i-a dat să mănânce, a avut grijă de el și mai ales l-a pus să cânte. Este vorba despre acest ofițer, Wilhelm Hosenfeld, care după 7 ani de la terminarea războiului a ajuns la Stalingrad, luat de ruși și omorât acolo. A încercat să-l găsească. A ajuns să vorbească și cu șeful NKVD-ului care exista în Polonia atunci. A încercat să facă totul pentru a-l salva, dar Spielmann nu a reușit. Ce aduce nou această ediție față de precedenta ediție? Fiul lui, Andrei Spielmann, aduce noi elemente în carte, aduce o nouă prefață cu noi amănunte, aduce fotografii foarte interesante din arhiva familiei, de asemenea, postfața despre care vă vorbeam la început și care e semnată de Wolf Biermann, este un elogiu cum nu se poate și mai frumos și n-am văzut scris un elogiu cu atâta empatie și la un diapazon atât de înalt, așa cum l-a scris aici Biermann. Aș vrea ca în încheiere să vă citesc un foarte scurt fragment din postfața lui Biermann. Cum au fost evreii care au reușit să supraviețuiască Holocaustului? Puternici? Cu siguranță, indiferent ce ar însemna acest lucru. Curajoși? Da, chiar dacă teama cumplită de moarte le-a dat curaj. Deștepți? Probabil. În acele cataclisme se legau și prietenii bazate pe sacrificiu? Da, uneori. Condamnații aceia cunoșteau iubirea dezinteresată de aproape? Da, adesea. Se manifesta la cei nefericiți un egoism brutal? La mulți. Averea, de exemplu, banii, a avut vreun rol? Da, uneori. Relațiile bune? Bineînțeles, ca întotdeauna în viață. Aptitudini? Cunoașterea limbilor străine, glorie, sănătate și energie tinerească, maturitate în gândire. Au existat printre cei care sufereau de foame cazuri de canibalism? Da, dar surprinzător de puține, așa cum s-a întâmplat la asediul Leningradului. Adevărații canibali au fost hitleriștii foarte bine hrăniți. Ce anume a constituit un elixir al vieții în timpul exterminării în masă? Speranța desnădăjduită. Foarte frumos spus. Speranța desnădăjduită, adică pur și simplu speranța, despre care se spune că întotdeauna moare ultima. Uneori, salvarea o aducea o bucată de pâine mucegăită, găsită în buzunarul vreunui mort. Ce ajuta acolo unde nimic nu mai putea ajuta? Adesea, o mână întinsă din exterior, un gest surprinzător de necugetat și presupunând în același timp un mare risc. Da, acestea au fost staturi în lupta pentru supraviețuire, dar nu au fost niciodată prea multe. Practic, nu exista nicio cale de salvare. Pianistul de Vladislav Spielmann, o carte de căpătâi, o carte care în momentul de față cunoaște un mare reveniment în întreaga lume, iată și la noi aici în România. Și aici facem o reverență în fața traducătoarei, Luiza Săvescu, mulțumim Luiza, și a redactoarei cărții, Ștefania Nalbandi. Vă mulțumim!